comandantul parade militare, generalul de brigadă Ioan Șoară, șeful statului major al armatei Apata Transilvania, a ordonat începerea paradei militare organizată cu prilejul Zilei Naționale a României. Dacă la începutul anului 1991, cota participării românești
de menținere a păcii. De la zero, astăzi România este cel de-al 12-lea mare contribuitor, între cei 85 de membri ai ONU, cele peste 70 de națiuni participante la una sau mai multe dintre operațiunile în desfășurare. Iată că acum, în acordurile pampare, depilează prin fața noastră parasitiști militari. Ei, oamenii riscului, oamenii curajului, au ajuns din elita mondială. Numai 7 țări din toată lumea, printre care și România, se pot lauda în competițiile internaționale de parasitism cu realizarea aterizării în cuțit, considerată ca fiind una dintre cele mai complexe figuri de zbor cu parasita în echipă. Iată și Marina Română, o altă componentă de bază a forțelor armatei noastre. Este reprezentată aici, la Alba Iulia, de un detașament, alcătuit dintr-un pluton de la flotila de Dunăre, un pluton de infanterie marină și un altul al flotei maritime. În fruntea detașamentului se află capitanul comandor Nicolae Apostol, șeful pregătirii de luptă a flotei maritime. Să menționăm că în ultimii ani navele marine militare române au efectuat marșuri de instrucție în Marea Mediterană, Oceanul Atlantic și Marea Nordului. Instrucătorul Mărășești, nava media, fregatele Petre Bărbuceanu și vice-admiral Eustache Sebastian au efectuat exerciții în comun de tip PASEC cu navea patrimoniului Italiei, Spaniei, Portugaliei, Marii Britanii și Statelor Unite. Depilează acum sub unitatea aparținut trupelor de șandar, forță de ordine publică din structura militară a Ministerului de Interne și luptători în ținută de intervenție a legii antitero din Serviciul Român de Informații. Aceste instituții au trecut de la un amplu proces de modernizare, dovedindu-se structuri militare credibile, stabile și eficiente, atașate valorilor democratice, constituindu-se într-o componentă importantă a sistemului de ordine publică. Ele au repurtat numeroase succese pe terenul asigurării climatului de siguranță publică, în misiuni complexe de executare a cărora a depins, în anumite momente, însă stabilitatea statului. Au fost un an important și pentru formațiunile de protecție civilă. Numeroasele misiuni de intervenție la care acestea au participat au determinat obținerea de rezultate foarte bune în realizarea planului de pregătire. Ne amintim cu toții de inundațiile ce au avut loc în munții Apuseni. Ne aducem cu toții amunte, alinte de inundațiile de pe Valea Tendavelor, a Mureșului, a Comeșului Recie și Ounei, alunecărilor de teren de la Pârcovaci, Brazda și Comandi pe Valea Prahovei. Detașamentul pe care îl vedeți, îl depilați acum, este constituit de formațiuni de asigurare a acțiunilor de intervenție, formațiuni sanitare de protecție civilă și de deblocare, salvare din Cluj, Hunedoara și Alba. Bulevardul 1 decembrie s-a făcut apariția tehnica militară. Ea aparține principal forței de reacție rapidă, al cărei comandant este colonelul Cătălin Marius Stănăcoc. Constituită în acest an, la 1 martie, ea reprezintă primul pas pe drumul devenirii noastre ca armată a secolului 21. Această categorie de forțe este destinată să participe la îndeplinirea obiectivelor strategice ale apărării naționale și la acțiuni umanitare. Totodată, ea poate participa împreună cu alte forțe ale statelor membre NATO și partenerile la prevenirea conflictelor și managementul crizelor. O parte din ofițerii brigăzii au urmat cursuri de specializare în țările membre ale Alianței Nord-Atlantice. Punctului de comandă de tip batalion dispus pe un TAP 77 s-au urmat 3 autostații Radio Panther 2000 amplasate pe autoturisme de teren AR. Înțate recent în dotarea brigăzii, aceste stații sunt cu salte frecvențe. Ele sunt performante și asigură legături radio la diferite activități comune cu statele membre sau partenere NATO. În prezent, cu asemenea stații se asigură legătura între țară și batalionul de geniu din Bosnia-Herzegovina. Vedeta incontestabilă a depilării este fără îndoială
care transportorul a fi viabilizat 8 ori simbru pe care îl vedeți acum, prezent astăzi, aici la Alba Iulia premieră. Fabricat la Automecanica Moreni, concepție și realizare 100% românească. Are o rază de acțiune de 700 de km și poate dezvolta o viteză de 80 de km pe oră, se înflățați de 8-9 pe apă. De asemenea, o capacitate de trecere de teren frământat și greu accesibil. Urcă ușor o pază de 32 de grade, formula 8-8 îi permite să traverseze șanțuri și obstacole, eliminându-se pericolul de a rămâne suspendat. După mașinile de luptă ale infanteriei și vânătorilor de munte, aruncătoarele de proiectile reactive, APRA 40 de concepție și fabricate românească, montate pe șasiu de DAC-665, se vor reține curând atenția. La orizont s-a aflat nimeni altul decât C-130 Hercules, considerat avionul cel mai eficient în categoria sa. Și recunoscut în lumea întreagă, datorită performanță și adaptabilității extraordinare de care a făcut dovadă de-a lungul timpului, Hercules este destinat misiunilor de transport trupe și echipamente militare. El poate transporta 92 de militari complet echipați de luptă sau 82 de parașutiști. România este a 56-a țară care utilizează celebrul avion și prima din Europa de Est care beneficiază de livrare de tehnică grea din partea Statelor Unite ale Americii. Calității o îndreptățesc să abține la statutul de membru al Alianței Nord-Atlantice, armata română ocupă un loc privilegiat în conștiința publică. Nu este surprinzător faptul că n-a existat sondaj de opinie în ultima vreme în care armata să nu fie ocupat unul din primele locuri în inimile și în bugetul românilor. Prioritățile armatei române sunt realizarea interoperabilității, înfăptuirea programelor de modernizare și investare aviației și marinei, de achiziții de tehnică și materiale militare, de participare la acțiuni umanitare, de menținerea păcii. Fața tribunei oficiale, sub unitățile de rachete și artileria anteriană, dotate cu tehnică ce... nu face altceva decât să ne dea motive de bucurie. Bravi artileriști își fac meseria cu măsură, așa cum le stă bine unor militari aflați în permanență stare de veche în dispozitivele de luptă. Thank you.
elicopterele. De acolo, de sus, din cabinele lor, platoul romanilor este văzut ca o inimă. Din inimile lor, pilotii acestor formațiuni de elicoptere românești, IR-360 și IR-330, fabricate la Brașov, salută ospășește întreaga asistență. Sunt pilot de excepție, luptători tenaci, instructori exigenți, dar și oameni plăcuți, comunicativi, minunați. Comandantul formației de elicoptere, comandorul Nicolae Tosinoiu, este unul dintre aceștia. Elicopterele care au trecut acum pe deasupra noastră sunt aparate performante, capabile să navigheze și să evolueze în condiții de zbor dificile. În vremuri de pace, geniștii sau regimentului 52 geniu, Apolon, colonelul Dumitru Ghețe ne spunea, în urmă cu puțin timp, atunci când suburnații săi au aniversat 75 de ani, de când a luat ființă unitatea, că în casarmă nu poți să fac nici măcar un șans de canalizare, fără să găsești vestiții ale trecutului, ceramică dacică, dar și cărămizi arse cu inscripții clare, legiunea a 13-a gemina. Cu asemenea dreptă istorică, militarii garnizoane Alba Iulia sunt mândri de orașul lor. Își iubesc și respectă arma din care fac parte. Complexele lucrări de fortificație, mascare, pontoanele autopropulsate, pistele false de aterizare, ori seminările sunt specialitatea lor. Să ne amintim că în conflictul din Golf, irachienii au plantat circa 7 milioane de mine, punându-i pe aliații la grea cumpână în ceea ce privește începutul bătăliilor terestre. Sau că în Iugoslavia, geniștii au plantat numai într-o săptămână 60.000 de mine. Geniștii au dat un prim-ministru al României, Arthur Băitoianu, un mareșal Constantin Prezan, 8 generali miniștri de război, precum și 10 șefi al statului major general. În ultimii 2 ani, în procesul pregătirii pentru protecția civilă, s-au organizat 7 aplicații cu grupurile de județe, 78 de exerciții de alarmare publică a municipiilor din zonele de risc nuclear, chimic sau naval de barajele hidrotehnice, 157 de exerciții de protecție civilă în zonele de risc la dezastre, precum și alte activități de instruire. Acestea, precum și activitățile de instruire a populației, elevilor, studenților, au contribuit la cunoașterea modului de comportare a fiecare persoane în caz de dezastre. Cei care defilează acum prin fața tribunei oficiale nu sunt alții decât cei ce fac parte din protecția civilă a României. Iată-i acum pe cei ce în apărarea darului cel mai de preț, viața, medicina militară, își fac simțită prezența aici. Medicina militară are o misiune principală. Ea sporește evident în situații grele, deosebite și mai ales în condițiile de campanie. În astfel de condiții, personalul medical militar a funcționat în afara granițelor, în zone pierdinți, începând cu anul 1991, prin participarea la operațiunea Furtun în deșert din Golf și apoi la o serie de alte misiuni din cadrul Parteneriatului pentru Pace și Umanitare sub egida ONU. Participarea noastră cu spitalul de campanie în Somalia și Angola, cu toate formațiuni medicale în Bosnia și Albania, ne-a furnizat o experiență pe care sperăm să o valorificăm integral. Ne mărturisea în această dimineață colonelul rezervă dr. Ion Drăgușin, comandantul primului spital românesc de campanie, conceput și produs în întregime de specialiști noi. Clipele iată că trec. Alte clipele iau locul și odată cu ele ultimul detașament, cel care va încheia această paradă militară, se pregătește să intre în dispozitivul de defilare. Sunt ostașii brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul, îmbrăcați în haine de sărbătoare. Unitatea, prima atestată documentar din Armata Română Modernă, a fost înființată la 1 iulie 1860 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Pe lângă pregătirea de luptă, misiunea principală rezultată din statutul operativ, ea a fost acreditată cu baza Palatului Domnesc, ulterior și a Ministerului de Război și cu asigurarea ceremonialului militar la nivel central. Începând cu
1 martie 1990, regimentul se transformă în Brigada 30 Gardă, specializată în misiuni de pază, apărare și protecție. De asigurarea ceremonialului drillor militare la nivel central, subordonată statului major general. Uniforma, în tradiție românească, fără influență străină, este reprezentativă pentru armata română. Creată de specialiști în materie de la Muzeul Militar Național și studioul de arte plastice al armatei, uniforma de ceremonie a brigăzii este compusă din tipiul blumaren, cu fire de mătase ce reprezintă gradul celui care îl poartă, căciula tip Mihai Viteazu, de culoare neagră, tunica blumaren, epolet în formă de treflă, echilet, pantalon gri bufan cizme, manta blumaren, echipată cu accesoriile tunicii. Această uniformă a fost prezentată în premieră de ostașii brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazu la 1 decembrie 1990, când la Alba Iulia, în fața Catedralei Reîntregirii Neamului, a fost sărbătorită pentru prima dată Ziua Națională a României. Iată așadar, acum ajuns în fața tribunei oficiale. Înălțătoare, purtătoarea tradițiilor gloriei osășești, a recunoștinței față de memoria jertfei celor căzuți pentru reîntregirea, independența și libertatea țării, parada militară organizată cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 decembrie 1997, ia sfârșit. Marile momente din istoria unui popor se sărbătoresc de către urmași totdeauna cu gândul la înaintași, dar și la viitorul pe care trebuie să și-l făurească țara și poporul. Aici și acum, în acest răsărit de decembrie 97, participând la celebrarea Marii Uniri la Alba Iulia, am înțeles că, la fel ca în 1918, remediul dorit nu poate fi decât în noi înșine, în puterea noastră de a crede în ideal, de a nu lăsa să se stingă sub scuza indiferenței și sub povara greutăților clipei, flacăra dorului și visului din care s-a nutrit biruința săvârșită acum 79 de ani, biruință susținută și consfințită, plătită cu preț greu de sânge pe câmpurile de bătălie, de glorie și de sacrificiu suprem ale primului război mondial, de jertfă eroică a miilor de ostași români.